Am fost trimis din dimensiunea mea de demoni în acest oraș deoarece Chica ar fi un alt demon aici și că ar trebui să-l iau înapoi dimensiunea noastră sau ceva. N-am înțeles exact de la șef ce vrea să-mi zică, dar e un singur lucru pe care chiar l-am înțeles clar și ăla era să spargeți butonul de like neapărat pentru că altfel o să se supere șeful pe voi, așa că spargeți butonul de like neapărat și hai să vedem ce se întâmplă în acest oraș. Văd că sunt pe un turn, de fapt mai degrabă sunt pe un steag sau ceva și chestia este că cred că putem să ne uităm pe aici. Văd niște case, mamă, de când n-am mai văzut niște case ale oamenilor, chiar de foarte, foarte mult timp, așa că cred că o să ne plimbăm pur și simplu pe aici și o să vedem ce se ascunde pe aici. Văd că până acum nu văd pe nimeni în orașul ăsta. Ok, orașul ăsta cred că e părăsit sau ceva. Nu, nu blocul ăsta. Blocul ăsta mănâncă sufletele demonilor. Nu, ai de capul meu. Trebuie, fraților, stați așa puțin, vă rog, spargeți butonul de like neapărat pentru că probabil că o să mă ajutați să scap de blocul ăsta. Blocul ăsta chiar poate să distrugă demonii. Ok, chiar ai apăsat pe butonul de like, respect, Vaxiv. Acum să vedem unde sunt oamenii, gen, pentru că, oameni, ce n-aș vrea să fii om, ce-i plictisitor, e mai tare să fii un demon, să fii periculos, să te iei de alți demoni sau alți îngeri sau alte chestii. Mă rog, o să mai zburăm puțin pe aici, văd că ce-o chestie asta așa, doamne, cum arată și ce gigantică e chestia asta și, mă, ce-i ăla din spate, ai de capul meu câte chestii sunt în orașul ăsta, dar nu găsim niciun om, nu înțeleg unde e. Toată lumea... nu, am căzut! Nu, sper că nu se auzi nimic. Nu, ok, e bine că nu auzi nimic. A picat ceva. A picat ceva? Nu! M-a văzut ăla! E demon. Demon, adică demon. Prin frunze, nu! Adică prin frunze, nu! Mă, ce mi se întâmplă? Cred că nu mă mai vede. Ok. Mă, ce se întâmplă? Ok, o să merg direct la ei și... Salut! Uleu! Salut! Da, ați ghicit, eu sunt un demon trimis din dimensiunea demonilor să... Ce căut aici? Să iau înapoi un prieten, un vechi prieten care Chica a rămas aici și el era demon. Nu este așa ceva pe aici. Un prieten îl chema Eugențiu, așa îl chema. Eustațiu, poate. Nu, Eugențiu. Eugențiu, așa era. Nu, e Eugenie, e Eugențiu. Ah, Eugenie, am mâncat. Uite, am o Eugenie la mine. Vrei o mâncare de oameni? Pare rău, dar eu mănânc doar carne de om, adică nu mănânc așa ceva. Ce am glumit, dar am vrea să mă joc cu ea. Stai departe, Oana, a zis că mănâncă carne de om. Da, exact, dar mă rog, adică e ok. Dacă voi ați spus că nu în orașul ăsta este Eugențiu, atunci cred că o să plec sau ceva, nu? Mă, dar ce e casa aia roșie? Așa îi place și lui Eugențiu să stea într-o casă roșie. Ce aia? Ia că mă duc să verific, ia stai așa puțin. Mă, ce e în casa aia roșie? Cumva acolo e Eugențiu și ăștia m-au mințit și vor să-l apele pe Eugențiu, se întoarcă înapoi. Eugențiu, Eugențiu, unde ești, mă, Eugențiu? Aici sânge. Este un suspectul. Ce ați făcut lui Eugențiu? De ce e sânge aici? Nu, aici e Eugențiu. Eugențiu. Ce acolo? Nu, ei făcut rău lui Eugențiu. Nu, n-am făcut rău nimănui. Ok. Ei cred, este așa puțin, că o să testez Eugențiu de obicei, când își face o casă, sub centrul casei pune un chest. Hai să vedem dacă este Eugențiu. Ia, mă, ce? Mă, ăsta e, ce ați făcut? Eugențiu, nu. Și de ce n-are aripi? Cum adică cum a ajuns la acolo? Deci voi ați făcut ceva lui Eugențiu? Nu. Eugențiu. Eugențiu, da, oricum nu-mi pasă, o să se supere doar șeful pe mine și aia nu mă interesează. Hai, scoateți-mă de aici, oameni urâți. Scoateți-mă. De ce să rămân aici? Că n-am făcut nimic rău. V-am făcut ceva rău, chiar sunt prietenos cu voi. Ia uite, mă, ia să ieșim pe aici așa, perfect, bam. Ok. Adică de ce mă aștept? Cumva vrei? Vrei să-mi scot? Să-mi scot grebla și să te lovesc cu grebla. Bine. Ia stai, mă. Ia, mă, na. Mamă. Așa. Ce, mă, ce? Păi tu chiar vezi să te fac una cu pământul, bă, urâtule. Ce vrei, mă, ce vrei? Prindește-o astea. Mă, tu cred că vrei să-ți fac o baie în lavă. Cred că asta vrei, nu?
Ce ai? Lasă-mă, dar ai venit când m-am jos cu grevra. Mi-a făcut el mie zile frică, na. Mă, da, ești malefic. Nu sunt malefic, dar mi-a zis că sunt grădinar. Eu nu sunt un grădinar, eu sunt un demon. Ai înțeles? Este... E dată de șeful, ce e vina mea? Ia treci mă știu-n lavă, ia te mă știu-n lavă. Cum mă enervați acum. Bine, maica, a fost o glumă, dar o glumă. Așa credeam și eu, dar oricum totuși să știți că tot nu prea v-am iertat că gen l-ați omorât pe Eugențiu, așa că unul dintre voi trebuie să fie sacrificat. Cristianel. Ok. Păi da, pentru că ideea e că șeful o să fie supărat când mă întorc acasă și nu o să-i aduc un om, așa că gen... Salut! Salut! Vrei să... vrei să te duc la dulciuri? Vrei la dulciuri zi? Nu, mersi. Eu vreau V-Box. V-Box? Ce să ia V-Box? Ce aia? B-Bob? Bobibo? Ce vorbești mă tu aici? Mă, voi ce vorbiți aici? Nu știu, iau pasta blondă. S-o iau pe blondă, dar nu că nu luăm fete, noi nu luăm fete acolo. Fără fete, acolo e antifete. Ar fi vrut să vină cu tine. Ai fi vrut să vii cu mine? Nu, minte, nu știu ce apărăși. Oh, ai fi vrut să vii acolo? Băi, ia bă niște semințe, fermierule. Nu mai la tine. Nu vrea să vină cu tine, este oribil. Deci s-ar place de mine, adică logică, sunt malefic și gen sunt. Exact, deci mi-ar place de tine. Bă, nu mai face așa că mă enervezi, ai înțeles? Pleacă de aici. Pleacă. Păi dacă râde de mine. Pă, ăla de acolo din groapă și gata. Tu nu înțelegi faptul că nu poți să duc un corp mort? Ce e asta? Cum adică? Bă, îmi fie și tu, n-ai puteri. Cred că pot mai degrabă să te transform pe tine într-un băiat dacă vrei și gen te duc pe tine. De... Mă, ce? Ce? Da! Adică stai părul, îți fac o tunsoare, fii atentă, îți fac o tunsoare cu, cu furca. Vino, vino, vino! Hai, mă! Doamne, nu ce uite ce îți place? Iau ăsta aici și te ud tot cu... Stai, niște că glumeam că nu, nu ți-aș fi stricat părul ăla frumos niciodată. Mă, ce? Opa. Mă, ce? De ce am zis asta? Lucian, nu pot să cred că tu le crezi. Mă, ce vrei mă urât? O dispare în ochii mei, urâțenice ești. Mă, tu faci glume cu ea. Fluture stomac. Nu, am demonaș în stomac. Ai un demon. El nu vorbește serios, îl glumește. A, da? Nu trebuie să te încrezi în el. Stai, mă, ce șoptiți acolo în spate? Ce vrei tu, Nic? De ce te bagi? Bine, m-am plecat atunci. Mă, eu nu știu ce se întâmplă. Deci au făcut răul lui Eugențiu care este sub casa asta. Știam eu că e casa lui Eugențiu, pentru că el își face case de genul, dar nu m-a crezut nimeni. Ce o să-mi facă șeful? Cred că o să mă dea afară din gruparea demonilor sau ceva. Nu e bine, trebuie să... trebuie să vedem cum putem să... Niște câini. Ideea e că șeful mi-a zis că gen nu fete, dar nu mi-a zis niciodată nimic de câini. Așa că cred că o să luăm un câine de aici și... Pa, pa! Ok, am trimis cred că pe amândoi. E bine că am trimis ceva, ceea ce e clar că e foarte bine. Deci, salutare! Ce se întâmplă aici? Da, păi am ieșit din casa aia, deci adică să știți că nu mai trebuie ce să mai... Ce s-a întâmplat? Casa mea... Asta era casa ta! Ok. Ce ai făcut aici? Păi, ideea este că știți cum v-am zis că gen trebuia să trimit o persoană la șeful, nu? Dar, ok. Ei bine, el... Ce ai făcut? Nu, el mi-a zis că nu fete, fără fete, dar nu mi-a zis niciodată fără câine, așa că erau doi câini acolo și am trimis pe ea. Aha, ok. Ce da merge? Cățelușii mei! Da merge. Ce erau ai tăi? Am înțeles. De ce iese apă din ochii ei? Ce se apă? Plânge, ce termenul ăsta urât, plânge? Adică râde, știi ce înseamnă râde? Nu, ce înseamnă? Adică să fie amuzat. Ai, ești amuzat, te-am făcut să râzi? O să fac tot să dispară, să te fac să râzi, vrei? Ce să... Nu vreau să dispar nu tu. Nu faci așa ceva. Să dispar eu. Trebuie să fii mai bun, tu. De ce nu ești mai bun? Nu vreau să dispar. Nu vreau să te mai văd. O să dispar atunci. Poate dacă ești bun, te-am lăsat să stai. Nu, stai puțin. De ce are un craniu băiatul ăsta? De ce mi-am cățelușii? Păi și... Ce nu? Mai, în primul rând nu vorbeau ăia, adică despre ce vorbești, ce e aia? Păi nu, că ai zis că trebuie să-i ducă vii.
Așa că sigur sunt. Păi da, adică sunt duși, sunt duși acolo, dar probabil că o să fie mâncați sau ceva, adică e ok, că o să mâncați. Unde mă, tu ce stai cu noi da? Ei, uite ce râde, ei, exact, ei, ce amuzant, ei. Ce are, mă, Cristinel? Cu cine vorbești, mă, Cristinel? Așa se spune, Cristinel, na, mă, na, na. Ia-o pe aia, ia-o pe blondă. Spune-ți-o plină. Pe blondă s-o iau? Să mă cunoști. Deci vrei să știi multe despre mine? Fii atentă, eu am fost pentru 3 luni consecutiv cel mai bun demon din grupare și pe lângă chestia asta am un mic secret pentru care sunt așa de bun. Păi și ce ai făcut? Păi este simplu. Am de sus vreo 4 dimensiuni, vreo 14 miliarde de planete, cred că, în dimensiunile alea și cred că am mâncat vreo 4 milioane de oameni sau ceva. Asta fiuturile să mac. Da, dar nu stați niște că nu mai mi-e foame acum, mai e ok că nu mai mi-e foame. Ok, și ce o să faci când o să-ți fie foame? O să, probabil că o să devin vegetarian sau ceva, că vreau să testez și ceva nou. Și ce zic? Uite, de exemplu, iarba asta de jos. Nu mi-am urât cățelul și nu vreau să mă intrezesc. Uite, asta e carnea de la cățelul și iau, iau, iau. Să nu-i spune, nu-i spune, nu-i spune. Mă, nu vreau așa ceva. Nu-i spune, nu-i spune, aruncă, nu-i spune. Nu, dar nu vreau, dar aruncă tu, lasă-mă. Nu-i spune lui Rosalia aia, ia carnea, Ștefan, ia carnea asta și ascunde-o, că e carnea de cățelul și... Păi ți-a zis piticane aia numele. Așa, să nu audă Rozalia, că câinii aia nu au supraviețuit prin portal și gen au dispărut, adică... Poftim. Nu, am mințit, era o glumă, ha, 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 ha. Ce e un pistol? Despre ce vorbește? Deci, gen ceva de te gâde la... A, te mă gâde la, vrea să fiu, gâde la, yeee! Să mă rănească, vină să mă rănească! O să o rănesc și eu înapoi. Ce are, mă, ăsta? Bă, tu crezi că mă sperii? Ce se aude? Aole, bă, ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Măi, e nervoasă. De ce are? De ce e sabur din ea? Ai de capul meu. Nu, mi-e frică. Apără-mă, te rog. Apără-mă. Apără-mă. Dar vezi tu ăla puternic care are sensul cu te dimensiuni. Păi da, dar iese fum din ea, înseamnă că e nervoasă. Vine. Nu, ce e aia, poliție? Nu, nu, stai în față, stai în față, că tine nu trage. Fato. Bă, nu, stai în față. Vrei să mă folosești ca un scut de... Nu știu ce e aia. Hai să vorbim. Exact, hai să vorbim, exact, să vorbim. Yeeey. Lucia, dă-te. Sărbătorim, e ziua lui Blondă, e ziua lui Blondă. La mulți ani! Nu, oprește-te, mă! Nu știu. Mă cățeluș. Nu. Și pe tine acum, nu. Nu, n-am făcut nimic, jur. Casă de piatră la mulți ani. Nu, dispar. Tu, Rosalio, îmi pare rău, îmi pare rău. Păi cum adică să mai râd, că parcă e bine să râzi. Nu pleacă de aici. Dar de ce m-ai pupat? Iuuu. Ce? Trebuie să mă spăl. Ce căsătorie, mă? Oameni, ce nervant e copilul ăla. De ce? De ce m-a pupat aia? De ce? Păi nu știu, mă întreb pe mine. De drag. Drag, păi n-a zis că mă urăște, acum îi place de mine sau ce? Nu știu. Da, nu știu, cred că a văzut că te plac eu și după... Adică... Tu, că te trag o piedică. Ce, mă? Adică... Stai. Hai, mă, că și Blondo, ia vino încoa. Băi, vino mai încoa. Nu mai fugi. Nu. Scot furca dacă mai fugi. Stai pe loc. Nu, lasă-mă, n-ai auzit bine. Păi am auzit foarte bine. Ce, mă faci musurt sau ce? Mamă, i-a făcut alunecare ca la fotbal. Ce? Da, în lumea noastră, fotbal. Voi n-aveți fotbal? Da, avem fotbal. Fotbal? Mă, tu de ce m-ai pupat, mă? De ce m-ai pupat? Nu te-am pupat, mă, am văzut toți cum ai pupat, mincinoasă. Ba, nu te-am pupat. Ba, da, m-ai pupat. N-aș pupa unul ca tine. Oribil, trebuie să mă șterg pe față. E geloasă, blândețea. Mă, Cristin, tu ciudată, nu sunt geloasă, de ce aș fi geloasă? Bine, atunci să facem nuntă, vrei? Nuntă, dar tu ești mai lesă preotul, și părinții mei nu mă lasă. Preotul. Ești preotul? Ce e un preot? Adică... Nu, că Ștefan, părinții mei nu mă lasă să fiu cu așa un băiat rău. Păi, dar nu sunt rău, sunt de bun. Ia uite, pot să fac un lucru bun. Da, ești bun de aruncat. Poți să aduc... Dă-i un cățel și atunci o să o fac. Bine, o să-i aduc pe amândoi înapoi atunci. Aole, ce mă iervați. Gata, mă, ia-ți înapoi, hai. Cățelușii mei.
Na, uite, vezi, vezi că sunt bun, sunt bun. Da, mulțumesc. Da, acum, acum sărutul, nu sărutul. Da, nu. Prima dată trebuie să schimbi coarnele. N-am cum, pentru că sunt parte din corpul meu, despre ce vorbești. Rupe-le, mă. Păi dacă mi le rupi, o să mor. Nu, mă. Da. Exact. Vopsește-le, măcar, mă. Îmi place așa cum arată. Să le vopsesc? Bine, atunci o să... Ok, o să fac ceva special... Pentru căsătoria mea. O să revin când sunt îmbrăcat. Yay! De ce să mă duc să mă îmbrac foarte, foarte frumos? Trebuie să ne schimbăm culoarea coarnelor, pentru că aparent cred că roșu nu e o culoare bună în această dimensiune sau ceva. Așa că o să mă costumez frumos și o să schimb culoarea coarnelor de pe capul meu. Dar, mă rog, nu știu de ce e o culoare nașpa, dar asta este. Ha, perfect! Acum cred că arăt foarte bine. Adică m-am costumat, mi-am și colorat coarnele, deoarece eu pot să schimb culoarea la coarne de câte ori vreau eu. Și cred că este timpul să mergem acolo să vedem. De-abia aștept nunta, nunta, nunta. Adică, sincer, chestia este că noi și în dimensiunea noastră facem nunta, adică în dimensiunea demonilor, dar e ciudat că și aici există nunta, adică de unde până unde există și aici nunta. Mă rog, ia, uite pe acolo. Ce se întâmplă? Mamă, ce se... Ai ajuns? Da, salut. Noi facem pregătirile, păi, salut. Și eu m-am pregătit, și uite, vezi. Și unde e preotul? Uite aici o să stea. Preotul? Ce preot? Ce e un preot? E cel care zice că putem să fim căsătoriți acum. Noi nu foloseam așa ceva în dimensiunea noastră. Adică avem nuntă, dar pur și simplu ne pupăm și atâta, așa funcționează. Nu, aici trebuie un preot să zică. Și pe stau cu furca la poze, nu? Nu! Adică nu! Nu poți să stai! Dar e furca! Bebeluș! Nu mai zici așa! Rochița, nu zici nimic! Nu zici tu că arată super, că... Păi pentru că râs înseamnă e tare, nu? Adică... Nu, mă, dar tu nu știi emoții și de-astea. Trebuie să-i spui că arată superb. Arată superb, este și superbă. Și e frumoasă. Și e frumoasă. Conjugă verbul. Ce ai zis? Să conjugi verbul. Să... Ce mi-ai zis mă acolo să fac? Nu-l mai confuza și tu. Ok, și când vine preotul ăla odată că vreau să plec. Ok, preotul, ce preot? Unde e preotul? Asta e că eram. Tu, mă, ce? E gata, asta e stunt. Ok. Sunt bazat. Păi și ce se întâmplă aici? Stai, pe tine cum te cheamă? Demon. Demon. Ok. Demon, ești de acord să iei de nevastă pe Lucia? Așa o cheamă Lucia, ce nume? Mă rog, în fine. Da. Lucia, ești de acord să iei pe Demon de soț? Da, cred. Yay! Și acum pupicul. Mă, ce? Ce mai fericită zi din viață, nu? Gata. Mireasa. Mireasa, oricum. Nu, las-o. Las-o în pace. Nu mi-e frică să... O, Lucia aia. Nu. Trebuie să ai grijă. Nu, păi și sparg asta. Nu, Lucia. Preotule, mi-a furat nevasta. Și ce mă... În primul rând ți-a să-i dai asta. Ce să stea cercii, ce să stea? Nu, inele. Inele, păi și... Mereu. Le mănânci sau care-i treaba cu ăsta, că nu înțeleg? Nu, îi dai și unul Lucei și o să fiți mereu uniți. Păi la da, dar uite că mi-a furat aia nevasta, uite! Păi ești demon, te-ai fi prins. Stai că trebuie să-mi iau avânt. Ce se întâmplă aici? Lucia! Ce faci aici, Lucia? Unde ești? Unde e Lucia? Salut! Unde e Lucia? Stai departe! Tocmai ce am văzut cum a ieșit din mașină! Bani! Ce bani vrei, mă? Ce bani? Deci s-a furat mireasa, asta înseamnă că tu trebuie să dai o sumă de bani ca să ți-o primești înapoi, altfel nu se primește înapoi. Păi și ce să ia bani în primul rând? Apă, ce aia? Nu. Bani, hârtii multe. Hârtii multe? Păi și unde le găsesc? Deci ne dai furca ta. Furca? Nu îți dau furca niciodată. Atunci nu o să primești pe fata niciodată înapoi. Unde e? Ai ieșit de aici? Unde e? Păi. Lucia, ești aici, Lucia! Dacă mă auzi... Ajutor! Unde ești? Lucia, unde ești? Lucia, am nevoie de tine, unde ești? Lucia, unde ești? Lucia! Iar s-a auzit, unde sunt ăștia? Ce aici? Nu, ai dat în celălalt al meu. Mă, ce? Ok, dar nu știu aici. Deci are perețe ascunși. Măi, ce face aici? Unde e? Unde e Lucia? Nu e aici, nu este aici, Lucia. O aud! Nu ți s-a părut, nu e aici. Ce oficii astea scătăreți?
Zi, dă-ne furca cu mâna. Sau nu mai vezi, stiu acum. Nu, băi, ce mi-ai zis, mă, că-s căsătorit cu urâtaia? Lasă-mă, mă, furca. Nu-ți dau, mă, nicio furcă. Unde sunt, mă, prietenii mei? Dacă nu dai furca, o să o ucid pe Lucia. Ce ai zis că o să faci tu cu Lucia? Ne dai furca și ți-o dăm înapoi. Ok, n-am vrut să vă arăt chestia asta, dar să știi că eu mai am și o altă formă un pic mai rea decât asta, așa că... Ce, mă, băi? Ah, vino-ncoa, unde te duci, unde te duci? Vino-ncoa, o să te bat, o să te bat. Na, mă, na. Ah, pleacă de aici. Ci că s-o ucis pe Lucia, auzi? Nu ucis pe nimeni. S-o scoată de unde s-o scoată? Ah, s-o scoată de acolo. Aha. Lucia, unde ești, Lucia? Lucia, unde ești, unde ești? Păi omoară. Unde? Ia stai că se aude de aici. Moară? Mă, ce? Lucia, stai, Lucia. Lucia, închide ochii. Ok, ești salvată. E salvată. Ce ai făcut? M-ai teleportat? Da, eu... Portale, ai uitat? Rău meu! Ah, păi exact, deci... mi-a zis ăla că trebuie să-ți dau asta, dar nu știu de ce. Da, asta e nu. Da, cred că, dar... De ce te-au răpit ăia? Păi așa e tradiția, cred, în orașul ăsta, nu știu. Păi și... Dar mă bucur că m-ai salvat. Eu sincer... Păi cum mă dau eu jos de aici? Păi, nu știu, te prind eu, uite, ia, vino, hai că te prind. Ești sigur? Da, jur. Hai, uite, te-am prins, vezi? Yay! Mamă! La fix, deci, pentru că aia ți-au făcut rău, o să-i teleportez în dimensiunea cu lavă plină și o să rămân acolo. Aia sunt acolo. Prietenii tăi, păi și ce au zis că vor să te ucidă? Ce ai făcut cu ea? Da, uite aici. Ești ok? A glumit, da, a vrut să-i dau furca. Exact, uite, și acum suntem muniți, uite, deci vezi, suntem muniți. Adică eu nu merit. Da, deci am spus să-mi dea furca, că dacă nu dau să mor, exact ca coarnele. Mă, tu... A, păi atunci are sens. Deci nu te iubește. Deci ne dai aripile. Hai, mână, care sens? Ce să dau? Aripile. Nu vă dau aripile, spune ce vorbești. Tai coarnele. Mă, lasă-mă. Ok, nu, îmi pare foarte rău, dar Lucia... Fii pregătită iară! Ok, a funcționat. Oh, unde mai... Aici e casa mea. Aici stau eu. Oh, dar ce cald. Dar pădurea asta e frumoasă. Da, uite, vezi aici dacă e facem casă, vezi? Casă, știu, e de casă, vezi? Da, ce frumos o să fie. Chiar o să fie frumos și te-mi place inelul ăsta. Pa, abia aștept. Voi aveți amanet sau la voi în dimensiunea acolo? Da, de ce? Păi să vinem ăsta să ne facem casă, că nu mai am niciun... nicio... Nu, cum mamă, câte ciuperci sunt aici! Mamă, câte ciuperci, o să fii miliardar, Ce mai aici? Zici că e o mină de aur! Ciuperci! Okay. Stai tu! Păi ăștia, asta nu este chestia pe care o folosiți să luați chestii? Ciupercile? Nu, noi avem bani, uite, mai sunt și... Bani? Oh, mi-a mai zis ceva de păi bani, da. Păi putem să facem... Uite, e plină asta, doamne, o să fie... Doamne, deci fii atentă, planul meu este să ne facem aici cel mai gigantic oraș, după să ne întoarcem în dimensiunea aia și să-i omorâm pe toți de acolo. În afară de partea comoră, da! Yay!